Michel Zevaco, Curtea Miracolelor Capitolul 4 Beatrix În timp ce evenimentele acestea se desfășurau la Curtea Miracolelor, regele și escorta sa, călăuziți de Alele Mau, sosiseră în fața casei din strada Saint-Denis, la care Madeleine Ferro îl condusese pe cavalerul de Ragastans regele descălecă. La fel făcură și cei 20 de cavaleri care îl însoțiseră și ofițerul care comanda escorta își luă de îndată sarcinile în deplinire după recomandările pe care François I îi le impuse. Regele făcu semn lui Lașa Tenerii, lui Ldese și lui Sansac să-l urmeze. Domnule, se adresă ofițerului, dacă ordon, invadați casa și atunci nu ezita să ucideți pe oricine v-ar sta în cale, bărbat sau femeie. Ofițerul se înclină în semn că a înțeles consemnul și că era gata să-l execute în tocmai. Atunci, regele se apropie de ușă. Ușa era închisă. Forțați ușa, spuse ofițerului, fără să faceți zgomot. La un semn al ofițerului, se apropie un soldat, introduce pumnalul în deschizătura încuietorii și după zece minute reuși în sfârșit să o deschidă. François I se avântă, urmat de cei trei fideli însoțitori. Pentru a se putea intra în casă, trebuia deschisă o altă ușă. Se folosi același procedeu. Totuși, liniștea care domnea în casă nu făcea decât să-l neliniștească pe rege trebuia să aștepte. De ce era atâta liniște și întuneric înăuntru? Pătrunse în casă și urcă pe o scară. Deodată, cum se afla aproape la mijlocul scării, întunericul în care se găsea se risipi. Regele duse iute mâna la sabie și își ridică privirea căci lumina venea din capătul de sus al scării. Atunci, observă o femeie care ținea o lampă în mână și îl privea cu o demnitate tristă și severă. O recunoscu pe dată. Doamna de stans, făcu el, descoperindu-se cu un gest de politețe ce îl părăsea rare ori. Apoi, surprins, se liniști și spuse cu glas tare. E, doamnă, ne-am despărțit adinea ori puțin cam supărați. Și am ținut să vă reconciliez cu o persoană atât de desăvârșită după cum pare să fiți. Sire, spuse Beatrix, vă voi repeta ceea ce v-am spus în casa de lângă tiulerii. Fiți binevenit! Regele tresării și privi în jurul lui cu neliniște. Se aștepta la o împotrivire, la reproșuri, Căci intrase în casa aceasta ca unul dintre tâlharii cu care marele magistrat se lupta în momentul de față. Și vorba liniștită a lui Beatrix îl făcea să se teamă de vreo eventuală capcană. Fără îndoială, însoțitorii săi aveau cam aceeași impresie ca și el, căci îi văzuse pe toți trei cu mâna pe mânerul pumnalelor. François I avea un curaj deosebit. Poate că voi fi străpuns de pumnal, gândea în sinea lui, dar mai degrabă să mor decât să par ridicol. Și urcă fără reticență cele câteva trepte care îl despărțeau de Beatrix. Aș putea avea plăcerea să-l întâlnesc pe domnul de Ragastans? Întrebă regele în timp ce se înclina. Domnul cavaler va fi dezamăgit, că nu se află de față pentru a da curs onoarei ce îi se face de către majestatea voastră pentru a doua oară. În același timp, se dădu deoparte pentru a lăsa pe rege să treacă. Îi observă ezitarea și înțelese. Ochii ei frumoși sclipire de bucurie, căci avea posibilitatea să zgândere coarta sensibilă a regelui, cu alte cuvinte să facă haz de vanitatea lui de bărbat viteaz. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Nu vă fie teamă, Sire! Nu se mai află nimeni! În afară de mine, în casa aceasta. Regele roșu un pic și intră, urmat de îndată de însoțitorii săi, într-o vastă și frumoasă încăpere mobilată incomplet. Cum, Doamnă, vorbi el, atunci cu glas tare, spuneți că va afla singură aici? Absolut singură, sire. François I, încruntă sprâncenele. Totuși, Doamnă, au fost văzute intrând aici mai multe persoane, care erau de față, acum numai puțin de un sfert de o răsire, dar în momentul acesta, cu tot regretul pe care îl resimt, mă aflu singură, încercând să prezint regelui considerațiunile onoarei ce îi se cuvine. Unde se află domnul de Ragastans? Întrebă regele pălin de furie. Sire, vorbi Beatrix, cu un calm ce impuse regelui un fel de respectuoasă admirație. Aș vrea să vă răspund că dumneavoastră, primul cavaler al Franței, interogați în acest moment o femeie ce a venit în acest regat prin reputația voastră, de loială ospitalitate. Iertați-mă, doamnă, făcu regele fremătând, dar vă asigur, există rațiuni foarte grave la fel și eu, cu toată dezamăgirea pe care o încerc, vă întreb în calitate de stăpân suprem al dreptății în acest regat. Și vă somez să-mi răspundeți: unde se află domnul de Ragastans? De vreme ce vă adresați ca un stăpân sire, mă văd constrânsă să vă răspund. Domnul de Ragastans a plecat pentru a conduce într-un loc sigur o tânără fecioară care amândoi i-am împărtășit o mare afecțiune. Regele bătu furios cu piciorul în podea și pălii. Cum de se amestecă, izbucni el, acest neînsemnat aventurier care nu este nici francez, nici italian și care pretinde a ne da lecții. Furândul lui Beatrix să pălească. Sire, spuse ea cu o voce deosebit de fermă, Cavalerul de Ragastans n-a tolerat niciodată nimănui. Oricine ar fi acela pe lume să-l insulte fără să rămână nepedepsit. Îmi fac o imperioasă datorie prin a veghea să nu fie insultat în absența sa. Dar cum sunt femeie și nu am niciun mijloc să împiedic -mi patru bărbați să fie insolenți, mă retrag pentru a nu mai auzi și altele. Rămâneți, doamnă, se regele, ați pronunțat adinauri cuvinte foarte îndrăznețe, dar, potrivit propriilor dumneavoastră expresii, sunteți femeie și nu voi uza, ferească Dumnezeu, de dreptul de reprimare de care aș putea să mă folosesc. Rămâneți, îmi voi măsura cuvintele și sper că dumneavoastră veți proceda la fel. Majestatea voastră poate fi sigură de asta." spuse atunci Beatrix. Regele rămase pentru o clipă tăcut. Era foarte abătut și o furie surdă îl agita. Doamnă, reluă el, de curând, în casa de lângă tiulerii, v-am afirmat limpede că Gilet este fica mea. Mă credeți? Vă crede bună seamă, majestatea voastră cu atât mai mult cu cât Gilet însă și ne-a povestit întreaga sa pățanie. Și cu toate că știa că Gilet este fiica mea, știind că o caut, cavalerul de Ragastan s-o fură, o ascunde, o răpește. Fără a voi să invoc alte drepturi, am să vă comunic, doamnă, că nu așa am procedat eu față de cavaler, atunci când a venit să mă implore să-l ajut să-și regăsească fiul, pe fiul dumneavoastră, doamnă, vorbele acestea abile produseră o impresie dureroasă asupra lui Beatrix, și pe un ton emoționat îi răspunse: Sire, cavalerul mi-a vorbit despre binevoitoarea primire pe care v-ați străduit să o faceți, și vă garantez recunoștința sa cât și a mea mă îndoiesc, doamnă, dar cavalerul are un stil bizar, în aș mărturisi recunoștința. Domnul de Ragastans a întrebat-o de curând pe Gile dacă ar dori să fie condusă la Luvru. La răspunsul ei afirmativ, Sire, era hotărât să vă redea copilul. Și ce a spus ea, făcu regele cu ardoare, că ar prefera să moară. François întâi plecă fruntea. Așadar, mă urăște ea într-o asemenea măsură, dar curând, mânia îl cuprinse din nou. Așa să fie, spuse. Doresc să aflu locul unde a condus-o. Nu știu unde, sire. Cavalerul a trebuit să vă spună. Observ asta din atitudinea dumneavoastră, din inflexiunea vocii, din privirea dumneavoastră stânjenită, toate acestea mă fac să cred că vă distrați pe socoteala mea. Așadar, vă rog să-mi răspundeți cu exactitate: de nu, de nu, sire, de dumneavoastră. Doar de dumneavoastră, doamnă, am să mă leg. Deci, afirmați că domnul Cavaler Agastans nu se află aici? Da, sire. Că a luat-o cu el pe gilet? Da, sire. De ajuns. El îmi sequestrează fiica. Eu îi sechestrez soția. Binevoi să vă pregătiți a ne urma, doamnă. Cum, sire? Ați îndrăzni? Voi îndrăzni orice, făcu cu violență regele. Vă arestez, doamnă. Atunci când cavalerul de Ragastans îmi va reda fica, vă voi repune în libertate. Asta o jur. Și vă mai jur că domnul cavaler nu vă va revedea înainte ca eu să nu-mi revăd fiica. Sire, acesta este un abuz nedemn de forță. Nu, doamnă, asta înseamnă clemență. Sunteți pregătită să ne urmați? Sire, nu voi ceda decât forței. Să vedem dacă în Franța patru gentilomi înarmați vor îndrăzni să ridice mâna asupra unei femei puțin îmi pasă!" strigă regele în culmea furiei și făcu un semn gentilomilor săi care, fără ezitare, se îndreptară spre Beatrix. Aceasta scoase un țipăt. În acea clipă a avut viziunea clară a disperării lui Ragastans atunci când ar reveni și când n ar mai găsi eu. Își acoperi chipul cu mâinile și curajoasă până la capăt, chiar și în fața acestei viziuni pe care tocmai o evocase, aștepta. În clipa aceea se deschise o ușă și Gilet apăru. Tânăra fecioară, albă la față precum un crin, dar hotărâtă, înaintă către rege ce privea uluit. Sire, spuse, mă înfățișez pregătită să vă urmez copilă nefericită!" strigă Beatrix. Vai, doamnă! Mă simt condamnată! Nenorocirea mea va spori cu certitudinea cu care v-am pricinuit-o." Sire!" continuă ea. Prima oară v-am urmat pentru a salva un om ce s-a devotat față de mine. De data asta, îndrăznesc să cred că arestarea cavalerului de Ragastans nu va urma întoarcerii mele la Luvru, precum arestarea lui Etienne Dole. Copila mea, spuse regele tulburat de o mulțime de sentimente, arestarea lui Dole a avut un motiv politic. În ceea ce îl privește pe cavaler, vă jur că nu va exista motiv de neliniște. Bun rămas, doamnă! Bun rămas! iubita mea binefăcătoare!" strigă Gilet, aruncându-se în brațele lui Beatrix. Sire!" spuse aceasta. Ceea ce faceți în noaptea asta e odios. Luați seama ca nu cumva să se abată asupra voastră. O mare nenorocire cu care să plătiți faptarea pe care o să vârșiți. Regele sării, dar se mulțumi să se încline cu răceală. Apoi, se adresă lui Gilet. Copila mea, aveți împotriva mea prejudecăți nedrepte. Le voi risipi cu ajutorul afecțiunii și sper că, peste puțin timp, veți regreta ostilitatea pe care mi-o mărturisiți. La așa tânăre, continuă el, oferiți-i mâna dumneavoastră, ducese de Fontainebleau. La așa tânăre, se arăta amabil să se supună și cuprinse mâna lui Gilet, care se lăsă condusă fără împotrivire. Apoi, regele salută profund pe Beatrix. Doamnă," îi spuse el, tocmai am promis copilei să nu se ne liniștească în privința cavalerului de Ragastans. Mă voi ține de cuvânt. Credeți-mă însă, sfătuiți-l să se înapoieze cât mai degrabă în Italia." Stând în picioare, fără să schițeze un gest, Beatrix primi vorbele acestea cu un surâs de dispreț, pe care François I nu-l observă. Se retrase în timp ce murmura, de data asta nu o va mai răpi nimeni. Sfârșitul capitolului 4